Din nou în direct, Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor București, ASPA, a lansat un catalog online unde se află peste o mie de căței pentru a fi dați spre adopție. Catalogul conține fotografii cu căței disponibili pentru adopție și informații detaliate despre aceștia, precum vârsta, sexul, culoarea sau talia. De asemenea, în catalog se găsesc și datele de contact, dar și procedura și actele necesare pentru adopție. Discutăm mai multe chiar cu directorul general al ASPA, Catalina Trănescu, prezentă în studioul B1 TV, fost jurnalist de asemenea. Bună Bună dimineața, bine ați venit. Bună dimineața, bine v-am găsit și mulțumim pentru invitație. Cu un invitat special de altfel astăzi în platoul știrilor Cred că cea mai mare curiozitate acum este cine e acest invitat special, care e de fapt o invitată. Da, corect. Până la urmă despre ea și despre ei, despre că ție este vorba, ea este Lucia, are doar două luni și vine din adăpostul Aspa Bragadiru. De asemenea, pentru că vorbeam despre catalog, o găsim pe catalogul nostru pe www.aspa.ro. Dacă o căutăm după numele Lucia, o vom găsi acolo și avem toate detaliile ei. Hai să vedem, pentru că ați lansat acest catalog ieri, a făcut marele anunț primarul general al Capitalei, Nicu Șortan. Ce conține acest catalog, câți căței sunt acolo și cum putem să adoptăm clar? Sunt chiar peste 1700 de căței în momentul acesta online pe catalog, din cei aproximativ 2000 pe care îi avem în adăposturile Aspa. Avem mai multe filtre, așa cum foarte bine ai menționat. Dacă avem preferințe în funcție de culoare, spre exemplu ne dorim o cățelușă așa de culoare bej, selectăm culoarea și, bineînțeles, ne vor fi afișate rezultatele. Vom vedea exact cei care corespund cerințelor noastre. De asemenea, putem să căutăm o funcție de vârstă, putem să căutăm o funcție de talie, în așa fel încât să găsim cât mai ușor cățelul potrivit. Pentru că asta ne-am dorit cu acest catalog, ne-am dorit să simplificăm foarte mult procesul adopției și, să spunem, identificarea câinelui pe care ne-l dorim. Știu că există și niște costuri pe care voi le aveți cu acești căței. Cât de mulți câini abandonează bucureștenii în România, bucureștenii în capitală? Ce se întâmplă? Care e tot procesul, dacă ne puteți spune? Da, din păcate, fenomenul abandonului este în continuare de actualitate. Noi avem echipaje care acționează în fiecare zi pe străzile municipiului București și ridică mame cu pui sau doar pui abandonați. Sunt femele care se înmulțesc necontrolat în gospodăriile din capitală și oamenii nu știu ce să facă cu puii și îi abandonează pe domeniul public. Noi îi ridicăm, așa cum este și cazul cățelușei din brațele mele, îi ridicăm, îi ducem în adăposturile noastre, acolo urmează schema de vaccinare, pentru că este foarte important să îi imunizăm atunci când vorbim despre pui. Deci o evaluare medicală în primul fază. Absolut și, cum spuneam, în cazul puilor este extraordinar de importantă imunizarea. Așadar, urmează schema de vaccinare, de parazitare, a microcipare și, bineînțeles, ulterior, atunci când sunt pregătiți din punct de vedere medical, ei sunt promovați spre adopție. În cazul adulților, aceștia sunt și sterilizați pentru că există o legislație pe care noi o respectăm și anume câinii de rasă comună este obligatoriu să fie sterilizați. Cât de pentru că um, foarte mulți români din păcate arată statisticile, nu și nu doar că nu au grijă de starea de sănătate a animalelor, mai ales în această perioadă caniculară, când am văzut deja circulă în mediul online poze cu lăbuțele fripte ale cățelușilor. Câteva sfaturi pentru această perioadă și, pe de altă parte, cât de important este sterilizarea pentru câini, atunci când dacă tot nu ne dorim un animal, măcar să nu îl lăsăm să se înmulțească nu? și să nu avem grijă apoi și de pui acestui animal. Da. Referitor la aceste zile de foc pe care le trăim în... Da, an. Lucia, îți mulțumesc tare mult <laughs> da. că o brațe. <laughs> da, așa mulțumesc, e într-adevăr. Uh, vom, vom, avea foarte mare grijă de animalele noastre dacă le hidratăm în această perioadă, dar este exact ca și în cazul nostru, este nevoie de foarte multă apă și de locuri umbrite. Uh, vom scoate căței la plimbare foarte devreme dimineața, atunci când asfaltul uh, încă nu s-a încins și uh, de asemenea seara, târziu, după ce asfaltul începe să se răcească. Uh, în casă, de preferat, avem ventilator, măcar dacă nu aer condiționat Totodată, putem să avem grijă și de animalele care sunt pe stradă. În cazul pisicilor, acestea, pisicile nu se ridică de pe domeniul public, așa cum se întâmplă în cazul câinilor, și, prin urmare, trebuie să le îngrijim pe stradă. Putem să le punem vase de apă în locuri umbrite. Din aceste vase de apă vor beneficia inclusiv păsările pentru că și ele suferă de căldură în aceste zile. Și albinele, am văzut, tot în mediul online, exact. circulă fotografii exact. despre cum să... Exact. E foarte important ca noi să ne, să ne implicăm, să avem grijă atât de animalele noastre, cât și de animalele uh, nimănui. Uh, vorbind sau revenind acum la uh, sterilizare. Da, sterilizarea este uh, singura soluție civilizată care previne înmulțirea necontrolată a animalelor fără stăpân. Dacă nu mai vrem să vedem câini pe stradă, dacă nu mai vrem să vedem atât de multe pisici pe stradă, sterilizarea este soluția. Uh, ASPA derulează campanii de sterilizări gratuite în fiecare săptămână. Deci nu avem scuză să spunem, domne, nu am bani sau nu pot sau nu. Noi avem aceste campanii de sterilizări gratuite pe care le derulăm cu clinici veterinare mobile, ce înseamnă asta? Că ne mutăm poziția din loc în loc pentru a fi cât mai aproape de cetățeni. Și vreau să vă spun și câteva cifre. Vă bon. rog. Împreună cu Poliția Locală a Municipiului București, noi derulăm acțiuni de informare și control din poartă în poartă. Mergem la cetățeni, în prima fază le spunem că au această obligativitate. Poliția le lasă o notificare pentru a intra în legalitate și noi le punem la inspecție campania de sterilizări gratuite. În urma acestor acțiuni pe care le-am derulat, am constatat că doar 30% dintre câinii care sunt în București, în gospodării, sunt sterilizați și microcipați. Deci vorbim despre un procent foarte mic. Asta înseamnă că restul de 70% se înmulțesc necontrolat și rezultatul montelor nedorite... E că ne trezim cu foarte mulți câini pe stradă, pe stradă. de care nu are cine să aibă grijă. Exact. Um, extrem de scurt, pentru că mai avem doar 30 de secunde la dispoziție, câte adopții au loc în fiecare zi? O să spun așa că în primele șase luni ale acestui an au fost adoptați din adăposturile ASPA aproximativ 750 de căței, iar în cursul anului trecut 1323 de căței. Uh, nu e mult, nu e nici puțin. Avem nevoie de mai multe și adopții. e loc de mai bine, cu siguranță. Avem nevoie de mai multe adopții, de aceea vă încurajăm să intrați pe www.aspa.ro, pe catalogul online și să găsiți acolo că țelul potrivit este foarte, foarte ușor. Și poți și vizita, bănuiesc, în adăposturile. Absolut, căței. absolut. De marți până sâmbătă, în adăposturile ASPA, avem program de la 10 la 16, ASPA Bragadiru și ASPA Mihăilești. După ce identifică acel cățel potrivit pe site, îi încurajăm să vină în adăpost, să-l cunoască pe cățel, să interacționeze cu el și apoi, desigur, să plece cu el acasă. Toate lucrurile acestea se întâmplă extrem de simplu. Pe site pot să, pot să intre în contact cu noi și pe WhatsApp și telefonic. Deci avem toate căile la dispoziție. Mulțumesc tare mult pentru participarea în studio. Cătălina Trănescu este directorul general al ASPA alături de Lucia, această cățelușă frumoasă de doar două luni, care poate fi adoptată și iată toți cățeii pot fi adoptați cu ajutorul unui catalog online lansat de ASPA. Este autoritatea care are grijă de câinii de pe șosele adunați, câinii de pe stradă.